După multe săptămâni de caniculă și doar câteva picături de ploaie, se pare că în sfârșit temperaturile vor reveni la normal și la Giurgiu. Meteorologii au emis în acest sens o informare conform căreia sâmbătă 11 august și duminică 12 august instabilitatea va fi accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și chiar căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 20-25 de litri pe metrul pătrat. În ceea ce privește prognoza meteo pentru prima jumătatea lunii august, vremea se va răci de la o zi la alta până pe 12 august, când temperaturile se vor situa în medie în jurul valorii de 25 de grade. Între 14 și 20 august, temperaturile vor crește ușor, însă nu vor mai atinge maxime caniculare. Sunt așteptate și căderi de precipitații, dar neînsemnate cantitativ.